Bună dimineața, doamnelor și domnilor, urmăriți ProPatria, o ediție specială chiar de aici, din sala de marmură a Palatului Cercului Militar Național din Capitală. Am ales această locație deoarece două instituții de prestigiu din Armata României au ajuns la centenar. Este vorba despre Palatul Cercului Militar Național, una dintre cele mai frumoase clădiri din România, și Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, care a împlinit 100 de ani de existență chiar pe 18 decembrie. Ei bine, despre toate acestea o să ne vorbească invitatul de astăzi, profesorul universitar Petre Otu. Vom fi colindați și de ansamblul artistic al Armatei Doina. Însă începem cu cel mai așteptat moment militar din această săptămână, în special de cei din forțele navale române. Vânătorul de mine, M270, sub locotenent Ion Ghiculescu, a ajuns în țară marți, iar în portul militar Constanța a avut loc o ceremonie de primire. Nava, în valoare de 150 de milioane de euro, este nou intrată în dotarea forțelor navale și are ca scop, ca misiune, neutralizarea minelor marine din Marea Neagră. Dorim prin această capabilitate să întărim postura de apărare și descurajare pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Este un echipament absolut modern. Pot să menționez că în momentul de față forțele navale române, alături de celelalte forțe navale din Marea Neagră, sunt singurele care au această capabilitate. Sunt singurii care sunt pregătiți pentru a acționa împotriva minelor derivante și cred că suntem portdrapelul Alianței în acest domeniu. Alianța, partenerii, vor trebui să deschidă o misiune de curățare de mine a apelor Mării Negre și este absolut necesar pentru libertatea de navigație în zona noastră. Un număr de 91 de mine marine derivante au fost până acum descoperite și distruse în bazinul de vest al Mării Negre. Această nouă navă are la bord un sistem, se numește Seafox, vulpea mării, o dronă maritimă care acționează la distanță, astfel încât se poate distruge mina de fund sau mina în derivă fără să mai folosim echipajul, scafandrii OD, fără să mai punem în pericol viața membrilor echipajului. Misiunea principală pe care o are de executat este de cercetare de la suprafața apei până la fundul apei. Sonarul propriu-zis pe care îl avem la bordul navei poate fi lăsat la o adâncime de 200 de metri. Amprenta propriu-zisă a acestui sonar ar trebui să ajungă undeva la 1500 de metri în fața navei. Putem vedea orice tip de obiect, să spunem așa, mină, atât de fund, cât și ancorată, cât și la suprafața apei, cea în derivă. Trecem la următorul pas, care se numește identificare. Identificarea se face atât cu echipamentele pe care le avem la bordul navei, și anume acel sistem Seafox, sau cu echipele EOD. Ulterior, trecem la ultimul pas, care înseamnă neutralizarea, iar neutralizarea la fel poate fi executată în două modalități. Prima modalitate este cu acest sistem Seafox, care se detonează efectiv lângă sau la contactul cu mina, sau varianta a doua, trimitem scafandri de luptă EOD pentru a neutraliza mina în apropierea acesteia. La ProPatria a sosit momentul să aflăm cele mai importante informații militare din această săptămână. Comemorarea a 34 de ani de la jertfa eroilor căzuți în Revoluția Română din decembrie 1989 a fost marcată săptămâna aceasta în toate orașele țării unde a răsunat glasul libertății. În București au avut loc mai multe ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane de flori la troițele și monumentele din Piața Revoluției, Piața Universității, de la Spitalul Colțea, Televiziunea Română și în alte puncte fierbinți ale capitalei din decembrie 89. Secretarul de stat Simona Cojocaru și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit la începutul săptămânii cu ministrul apărării din regatul Belgiei, Ludivine de Donder, și cu șeful belgian al statului major al apărării, amiralul Michel Hoffmann.
Întrevederea a avut loc cu prilejul vizitei pe care oficialii aliați au efectuat-o la trupele belgiene din cadrul grupului de luptă al NATO, dislocat la Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu. Miercuri a fost dezvelit în București monumentul dedicat eroilor transmisioniști. Edificiul, amplasat la intersecția bulevardului Ghencea cu șoseaua antiaeriană, a fost realizat la inițiativa Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii împreună cu Primăria Sectorului 5. Pe parcursul anului viitor, până la sărbătorirea zilei transmisionistului militar pe 14 iulie, vor fi adăugate ansamblului monumental alte elemente, basoreliefuri și înscrisuri, iar zona limitrofă va fi amenajată corespunzător. Conducerea Ministerului Apărării Naționale, alături de organizatorii evenimentului special Crăciunul se sărbătorește în Marea Familie a Armatei României, a participat la împachetarea cadourilor pentru copiii militarilor căzuți la datorie sau răniți în acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul național. Copiii au primit cadouri de la Moș Crăciun, s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare și au vizionat piesa de teatru Atelierul de Jucării, pusă în scenă de artiștii Teatrului Muzical Ambasadorii în incinta Palatului Național al Copiilor din București. În tradiția forțelor aeriene române, în preajma Crăciunului, mult așteptatul moș a sosit, nu cu sania trasă de reni, ci cu elicopterul. În baza 90 Transport Aerian din Otopeni, Moș Crăciun a fost luat cu asalt de copiii militarilor care au venit de la prima oră să-l întâmpine și, bineînțeles, să primească darurile așteptate. În cadrul evenimentului Gala Sportivilor anului 2023, desfășurat la Cercul Militar Național din București, au fost premiați cei mai buni performeri ai Clubului Steaua București, precum și sportivii care s-au evidențiat în acest an în competițiile interne și internaționale. Pentru al patrulea an consecutiv, Simona Radiș, campioană mondială și europeană la proba de dublu vâsle și campioană europeană cu echipajul de 8+1, a obținut titlul de cea mai bună sportivă a anului a Clubului Steaua. Echipa anului 2023 este formația masculină de polo, câștigătoare a campionatului național și a Cupei României. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au discutat joi prin videoconferință cu echipele de comandă ale structurilor dislocate în misiuni externe. Conducerea Ministerului Apărării Naționale a fost informată despre situația de securitate din zonele de responsabilitate, stadiul îndeplinirii misiunilor, starea de sănătate și moralul personalului aflat în misiuni externe. Nu uitați că vă desfășurați activitatea într-o zonă cu provocări operaționale. De cele mai multe ori, din experiența misiunilor anterioare, știți foarte bine că în perioada sărbătorilor situația se poate inflama foarte ușor de la o secundă la alta, de la o zi la alta. Drept urmare, nu scădeți nivelul de vigilență, stați de vorbă cu oamenii, pregătiți-vă misiunile corespunzător și acordați și toți sprijinul necesar autorităților pentru gestionarea problemelor de securitate. Vă doresc din partea conducerii statului major al apărării, din partea tuturor colegilor din țară, să aveți un Crăciun fericit, să fiți sănătoși, să aveți putere să vă îndepliniți misiunile și să dea Dumnezeu să ne întâlnim în efectiv complet la întoarcerea acasă. Am onoarea să vă salut, domnilor. Vă salut pe toți. Mă bucur că nu sunt probleme de sănătate, mă bucur că aveți un moral bun. Cu ajutorul dumneavoastră și mulțumită activității pe care o depuneți, așa cum spuneam și data trecută, profilul României crește și se menține la un nivel ridicat în rândul aliaților și în rândul opiniei publice. Vă urez și dumneavoastră și familiilor dumneavoastră din țară care vă sunt un sprijin real și care, cred eu, sunt private de prezența dumneavoastră în această perioadă. Deci vă urez și eu un Crăciun fericit, vă urez sănătate și vă așteptăm sănătoși acasă.
Militarii aflați la sute sau mii de kilometri distanță de casă vor petrece sărbătorile cu gândul la cei dragi. În mijlocul săptămânii ne-a surprins antrenându-ne într-unul dintre cele mai moderne simulatoare de tragere cu armamentul de infanterie. Alături de militarii polonezi ne-am testat deprinderile și am avut parte de o experiență interesantă. Schimbând tema instruirii cu tema sărbătorilor de iarnă, finalul săptămânii a venit cu o nouă provocare pentru militarii detașamentului. Aceștia au participat la competiția Sania lui Moș Crăciun, organizată la nivelul grupului de luptă, competiție care a îmbinat spiritul sărbătorilor cu instrucția și sportul. Continuăm pe aceeași tema sărbătorilor de iarnă, țin să transmit familiilor militarilor din cadrul detașamentului mulțumiri pentru sprijinul necondiționat și să le urez sărbători minunate. Vă transmit cele mai calde urări din Republica Centrafricană. În această perioadă specială simt tot mai mult importanța familiei și a prietenilor și chiar dacă distanța ne desparte geografic, spiritul Crăciunului ne aduce împreună în gândurile noastre. Vă doresc din inimă să aveți parte de sărbători pline de bucurie, fericire și momente de neuitat. Din Teatrul de Operații Kosovo, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc să transmit tuturor camaragilor de pretutindeni, cât și familiilor acestora, un Crăciun fericit, sărbători luminate, un an nou cât mai bun. La mulți ani! Sărbătoarea Crăciunului ne găsește departe de casă în Teatrul de Operații Kosovo. Cu această ocazie vreau să transmit urări de bine și sănătate familiei mele, prietenilor, colegilor, atât din Teatrele de Operații cât și din țară. Vă doresc un Crăciun binecuvântat! Am revenit la Propatria și vă reamintesc că suntem în sala de marmură a Palatului Cercului Militar Național și, așa cum v-am spus la început, invitat alături de noi este istoricul profesor universitar Petre Otu. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Avem două motive pentru care v-am invitat astăzi aici, două aniversări mari în care două instituții din Armata României au ajuns la centenar. Este vorba despre locația unde ne aflăm astăzi, Palatul Cercului Militar Național și Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, care a împlinit 100 de ani de existență chiar la începutul acestei săptămâni. Și ca să ne întoarcem un pic în istorie, că ne este dragă istoria, spuneți-ne cum a fost acum 100 de ani la inaugurarea Palatului Cercului Militar Național. La 4 februarie 1923, era duminică, inaugurarea Palatului Cercului Militar Național a fost fastuoasă. A început cu o activitate în care s-au evocat lucrările de construcție ale Palatului Cercului Militar Național, s-a evocat istoria Cercului Militar al ofițerilor din garnizoana București, au participat regii României, suveranii Ferdinand și Maria, ministrul de război, toate personalitățile militare, mitropolitul primat Miron Cristea și, fără îndoială, s-au vizitat saloanele Palatului Cercului Militar Național, iar seara a fost un bal fastuos, iar Regina Maria, în jurnalul său, în însemnările sale, arată această splendoare a clădirii inaugurată într-o duminică de februarie, când zăpada încă nu se topise. Aș vrea să spun pentru telespectatorii care ne urmăresc, construcția palatului a durat ceva timp. Prima idee a fost în anul 1889. S-a elaborat proiectul. Arhitect este celebrul arhitect Dimitrie Maimarolu. Dar lipsa de finanțare și lipsa unei întreprinderi care să-și ia o asemenea sarcină a fost dificilă. Un alt motiv pentru care s-au întârziat lucrările a fost găsirea unui loc privilegiat și vreau să reamintesc că pe acest loc a funcționat vreme de câteva sute de ani una din ctitoriile lui Matei Basarab, este vorba de Mănăstirea Sărindar. Cercul militar al ofițerilor din garnizoana București s-a creat la 31 martie 1875 în prezența domnitorului Carol I, a ministrului de război la acea dată, un reformator al armatei române Ion Emanuel Florescu, și de la început s-a pus problema găsirii unui loc corespunzător. Și în 1889, așa cum spuneam, s-a în cadrul reuniunii ofițerilor din garnizoana București s-a evidențiat necesitatea construcției unei clădiri proprii și de la început a fost aceea de palat.
Aș mai vrea să fac o subliniere că mare parte din fondurile care au provenit pentru construcția acestui palat somptuos, o adevărată bijuterie arhitectonică a Bucureștiului, a provenit, majoritatea sumelor au provenit din cotizațiile ofițerilor din garnizoana București, se plătea 1% din solda de grad. Desigur, ulterior, pe măsură ce construcția a avansat, a intervenit și statul cu anumite subvenții, cu anumite facilități și la 4 februarie, așa cum spuneam, duminică, s-a inaugurat cu mare fast, în prezența celor mai înalte oficialități ale statului român, Cercul Militar Național. Și iată, de 100 de ani, Palatul Cercului Militar este un loc încărcat de istorie. Aici s-a scris istoria României, pentru că extrem de multe delegații străine, extrem de multe manifestări au avut loc în acest palat, au funcționat și comandamente ale Armatei Române într-o anumită perioadă, deci putem să spunem că în acest ceas centenar, Cercul Militar Național este unul din locurile cele mai încărcate de istorie din Armata Română și, desigur, împlinirea unui secol de existență înseamnă intrarea în durata lungă a istoriei, așa cum noi o numim. Și, de altfel, una dintre cele mai frumoase clădiri de la noi din țară. Admirată de toți, de toți cei care au trecut pragul și, fără îndoială, și de numeroșii turiști care trec prin București. Este o clădire construită în stil eclectic francez, iar fațada este similară celei din operei din Paris. Este renumită această fațadă a operei din Paris, iată că Cercul Militar, fără îndoială, este o replică bucureșteană a acestei celebre construcții. De altfel, se știe, Bucureștiul a fost denumit Micul Paris. Desigur, Micul Paris era cantonat în centrul Bucureștiului, pentru că la margine alta era realitatea acum 100 de ani. Domnule profesor, vă rugăm acum să ne duceți în timp, să ne purtați cu 100 de ani în urmă, atunci când a fost inaugurat Muzeul Național Militar Regele Ferdinand I. Muzeul s-a înființat prin decretul din 18 decembrie al regelui Ferdinand I, denumit pe bună dreptate regele întregitor al țării, pentru că el a patronat procesul de unificare a provinciilor românești locuite în majoritate de români. A împlinit Muzeul Militar, fără îndoială, 100 de ani de existență și istoria Muzeului Militar urcă mult în timp. Am putea vorbi chiar de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. La 1862 el dă drapele ale Armatei Române, iar drapelele pe care le-au avut armatele celor două principate au fost duse la arsenalul armatei. Deci în anul 1863 putem spune că începe ideea unei conservări a obiectelor din trecutul nostru militar. Au urmat alte etape mai importante și m-aș referi fără îndoială la momentul 1906, când se împlineau 40 de ani de domnie a regelui Carol I, în Parcul Libertății, în Câmpia Libertății, unde s-a făcut revoluție la 1848, a fost amenajat un parc, Parcul Carol, și s-a amenajat o expoziție foarte amplă, și avea o secție militară, de ea a răspuns un general, un prinț al Condeiului, cum era denumit în epocă, generalul Constantin Brătianu, și momentul 1906 este cel care determină accelerarea procesului de construire a unui muzeu militar specific. În 1914 s-a hotărât să se constituie o secție militară în Muzeul de Istorie al României, dar a venit războiul și, fără îndoială, lucrurile au fost reluate în 1919, când s-a făcut o expoziție a Ligii Culturale Române și a avut și o secție militară și, prin eforturi deosebite ale generației de acum 100 de ani, la 18 decembrie
apare decretul de înființare și Muzeul Militar Național a cunoscut în perioada interbelică o dezvoltare accelerată, a devenit un reper cultural și urbanistic al capitalei, mai ales că sediul era în Parcul Carol, iar în fața muzeului era mormântul eroului necunoscut. Din păcate, la 15 iunie 1938 a fost un incendiu violent, s-a distrus parte din clădire și parte din colecțiile atât de valoroase ale muzeului. A venit apoi cu tremurul din 10 noiembrie 1940, a fost și războiul, obiectele au fost împachetate și abia în anul 1955 s-a redeschis muzeul. A avut mai multe clădiri, actualmente muzeul se găsește pe strada Mircea Vulcănescu, o clădire reabilitată în anii 1988-89, iar colecțiile sale sunt impresionante. Patrimoniul este unul din cel mai valoros din Europa Centrală și de Sud-Est. Fără îndoială, la acest ceas aniversar pentru cele două instituții, trebuie să aducem un omagiu acelei generații care a știut să-și îndeplinească menirea, atât pe câmpul de luptă, dar și pe tărâm cultural. Pentru că atât Muzeul Militar Național Regele Ferdinand poartă acest nume din anul 2006, cât și Cercul Militar Național sunt instituții emblematice pentru Armata Română. Domnule profesor universitar, am ajuns la finalul interviului nostru de astăzi și așa, pe final, pentru că armata face istorie alături de oamenii unui popor, ce putem să le transmitem sau ce puteți noastră să le transmiteți tinerilor de astăzi? Cât de valoroasă este istoria? Istoria este o carte de învățătură a unui neam, o carte de învățătură pentru prezent și pentru viitor. Ea este un element fundamental pentru păstrarea identității unei comunități, a unei națiuni. Istoria militară este parte integrantă a istoriei naționale, cu bune și cu rele, fără îndoială, și este, fără îndoială, una din cele mai frumoase povești, deși istoria ca nu este neapărat o poveste, este o disciplină profitabilă pentru noi toți și de aceea îndemn pe tinerii de astăzi care își fac serviciu militar și care servesc armata română să se aplece mai cu o sârdie asupra istoriei, pentru că sunt paginile care ne-au dus la situația de astăzi, la România de astăzi contemporană. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm la Propatria. Mulțumesc și eu tare mult pentru invitație. Suntem în preajma unei mari sărbători. La mulți ani tuturor militarilor români, tuturor cetățenilor României. Vă reamintesc că suntem în sala de marmură a Palatului Cercului Militar Național, iar în spatele meu este o parte din ansamblul artistic Doina al Armatei, înființat în 1947, pe 1 mai. În cei 76 de ani de existență, ansamblul a strâns orchestră simfonică, orchestră de muzică populară, formații de muzică ușoară, balet, cor și multe altele. Haideți să aflăm astăzi cine este alături de noi și cine ne colindă. Bun găsit! La ceas de nesomn, când lumini se aprind și plânge cu lacrimi pădurea albastră, o dragă urare, un cânt de colind, vă fie mereu la fereastră. Ne bucurăm tare, tare mult ca în această zi sfântă să fim alături de români și să-i colindăm. Iată sărbătoarea Crăciunului. Este cea mai frumoasă și cea mai așteptată sărbătoare de peste an, în care rugăciunile înfloresc în colinde. Artiștii ansamblului Doina al Armatei vin în fața dumneavoastră în primă fază cu un colind intitulat sugestiv Sub fereastră la om bun și o să vă spun așa câteva cuvinte și o să-i prezint și pe colegii mei. La vioară, maestrul Dorel Oprea, Nicoleta Ciobanu, Letiția Boroi Vișoiu, Teodora Baloșin, maestrul Gheorghe Rizia Lanai și la pian Adrian Mihalache. Să știți că am venit cu mare bucurie și abia așteptăm să-i colindăm pe români. Și noi așteptăm, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Haideți să fim colindați! Thank you.
noastră la om bun mi-o ajuns Sfântul Crăciun. Că-am venit să colindăm lerul lui Domn, veste mare să purtăm. Că ne spunem tuturor lerul lui Domn, că avem ascultat primul colind sub fereastră la om bun și, după cum vedeți, formația s-a mărit. Așa este, ni s-au alăturat colegii soliștii ansamblului de muzică ușoară, dar și de muzică clasică și în continuare o să le colindăm românilor colindele Domn, Domn, să înălțăm și Moș Crăciun, cuplete d'albe. Dar vă rog din toată inima, din sufletul ansamblului artistic Doina al Armatei, adresăm și noi românilor de pretutindeni sărbători binecuvântate, cu pace, cu liniște, cu belșug, prosperitate, Dumnezeu să vă ocrotească și să dea bunul Dumnezeu să ne revedem cu bine și la anul. Haideți să ascultăm. Moș Crăciun,
Am revenit la Propatria, ediția specială din ajunul Crăciunului și pentru că este cea mai frumoasă perioadă din an, colinde, tradiții, obiceiuri, vă invităm să urmăriți un reportaj realizat la Curtea de Argeș, acolo unde a avut loc festivalul de datini și obiceiuri. Au fost peste 300 de invitați. Sala Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu a devenit neîncăpătoare la cea de-a noua ediție a festivalului. Artiștii de toate vârstele veniți din toată țara au încântat publicul. Reprezentăm Casa Armatei din Caracal, județul Olt. De unde ați venit? De la Bistrița Năsăud. Sunt prezent aici la festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun, împreună cu elevi din Cercul Cultural Artistic Bobocii Aerului, cer care activează la noi în școală de câțiva ani de zile. Vin din partea Școlii Militare de Maestri Militari și Subofițerea Forțelor Terestre Basarab I. Cum a fost pe scenă? Foarte bine, având în vedere că eu am această experiență de peste 10 ani. Eu cântam de mică, cânt de la 6 ani. Și pentru mine a fost o bucurie să iau alături pe colegii mei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să păstrați tradiția, să veniți la asemenea festivaluri? Face parte din mine lucrul ăsta, pentru că așa eram obișnuită și mi se pare foarte frumos. Și mă bucur că facem parte și noi din asta. Nu suntem numai militari și atât. Știm să facem și altceva. La festivalul de la Curtea de Argeș participă reprezentanții ai cercurilor militare și ai instituțiilor de învățământ militar și civil. De la cei mai mici până la cei mai mari artiști, toți se pregătesc temeinic pentru a urca pe scenă. Acolo unde se fac ultimele retușuri, unde se exersează pașii, se așează costumele și unde se simte cel mai bine emoția. Acest festival, organizat de Cercul Militar din Curtea de Argeș, din subordinea Batalionului 33 Vânător de Munte Posada, a devenit deja o tradiție. La prima ediție am avut în jur de 60 de participanți și am ajuns acum, vor urca pe scenă, peste 350 de participanți. Și pe mulți am fost nevoiți să-i refuzăm oarecum, pentru că nu avem atâtea posibilități de cazare. Poate în alți ani, în alt an, o să găsim mai multe resurse. Cristina Anghelina este motorul acestui festival și an de an adună în jurul său oameni care vor să contribuie la reușita acestui eveniment. Cum este să organizați un asemenea festival? Este foarte greu, dar în același timp este și foarte frumos. Foarte frumos. Având în spate o echipă și atâția oameni de bine care vor să ajute și vor să nu lase să se piardă tradițiile noastre strămoșești. Anul ăsta am avut surpriza că prieteni și oameni de afaceri din oraș au sunat și au spus: a venit decembrie, n-ai venit la mine. Trebuie să vii, păi nu-l mai faci? Și Dumnezeu le-a aranjat, că Dumnezeu le aranjează pe toate și au fost alături de noi și le mulțumesc din suflet. Fără ei n-aveam unde să-i cazez, n-aveam ce să le pun pe masă, n-aveam ce să le dau colindiți. Trebuie să le dăm copiilor așa ceva. Și noi am fost copii și știți că asta era... Pentru asta ne duceam la colind. Nu că n-aveam covrigi acasă, aveam peste tot, dar nu era ca cel pe care îl primeam. Eu cred că înseamnă foarte mult pentru comunitate și se vede și din sală. Mai sunt festivalul de colinde la noi, de acum începe cam în fiecare săptămână să colindă. Dar niciunul nu e al armatei. Și oamenii din oraș spun: când vin militarii? Ăia îmbrăcați în albastru, ăia îmbrăcați în... Dar ăia de unde sunt? Dar ăia de unde sunt? E foarte frumos să auzi așa. Să-i vezi plimbându-se pe stradă, își poartă haina militară cu atâta respect. E un sentiment extraordinar. Asta mi-am dorit de la prima ediție. Să fac un festival pentru militari. Pentru că militarii nu sunt numai militari luptători. Sunt oameni cu suflet. Cu mult suflet.
Suntem la Palatul Cercului Militar Național din Capitală. În ediția specială Pro Patria, invitată este interpreta de muzică populară, Oana Wenzel. Bună ziua și bine ați venit la Pro Patria. Bună ziua și bine v-am găsit. Sunt extrem de fericită să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, într-o zi de mare sărbătoare. De altfel și o zi foarte lungă pentru dumneavoastră, mai ales că ați venit de la Făgăraș, acolo unde sunteți la cursul de bază pentru prima funcție în carieră. Așa este. Pășim cu timiditate, dar totuși cu încredere pe acest drum al carierei militare, acolo unde avem parte de oamenii care încearcă să ne pună bazele pentru a deveni cu adevărat ofițerii Armatei Române. Ați început să cântați de la o vârstă fragedă, de la 4 ani, pe urmă ați mers la cursurile Colegiului Național Militar Alba Iulia, din Alba Iulia, Mihai Viteazul, unde ați făcut 4 ani. Ați continuat cariera militară cu Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu și acum urmează să încadrați prima funcție unde mai exact? La Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul din București. Și cum se împacă muzica cu armata? Pentru mine muzica și armata au un punct comun de plecare, adică istoria acestui neam. Cred că cei care s-au jertfit cu adevărat pentru neamul nostru românesc și pentru libertatea noastră sunt aceia care reprezintă pilonii istoriei române. De asemenea și folclorul este o componentă extrem de importantă în ceea ce privește valorile acestui neam. V-am invitat astăzi aici pentru că pe 10 decembrie ați lansat un videoclip, un colind mai exact, Cântecul unei mame, cum l-ați denumit dumneavoastră. Cine a scris versurile și mai exact despre ce este vorba? Da, într-adevăr, această colindă am intitulat-o La fereastra întunecată, Colindul unei mame. Versurile au fost scrise de doamna Mariana Coroban, iar videoclipul realizat de Paul Bugnar, un tânăr extrem de talentat. Iar cei care au ajutat la realizarea acestui proiect de suflet, așa cum îmi place să-l numesc, sunt Teodor Gianni, iar partea de studio a realizat-o Alex Malski. Pentru mine această colindă reprezintă un moment sensibil care din versuri descrie istoria neamului nostru românesc și realitatea cruntă și tristă pe care războiul a lăsat-o în urma sa. La fereastra întunecată, povestea unei mame reprezintă sentimentele pe care o mamă le simte atunci când își așteaptă băiatul plecat pe front în ajun de Crăciun acasă, însă tot ceea ce i-a mai rămas este doar fiica ei. Mai am o singură întrebare. Unde a fost filmat videoclipul? Acest videoclip a fost filmat la Muzeul Satului din Cluj-Napoca. Ce-i face tu de Crăciunele lui Dom? Ti acoperi cu cerul lui Dom, până-n măduvă-i știgerul lui Dom. Nu-i călca prin sat pământul erșale, am ajuns la ultimul moment al ediției speciale Pro Patria. La final, așa cum v-am obișnuit, meteo militar. Aflăm dacă starea vremii va influența misiunile planificate ale categoriilor de forțe din Armata României. Rut Drăgușin, meteorolog aeronautic în baza aeriană Aurel Vlaicu de la Boboc.
Până pe la mijlocul săptămânii, masa de aer cald care a înglobat total teritoriul țării noastre va persista și va determina temperaturi cu mult mai ridicate decât normalul perioadei. Începând cu ziua de miercuri, masa de aer cald va fi dislocată de o alta mai rece, de origine polară, care va restabili ulterior regimul termic specific. În ceea ce privește apariția precipitațiilor, acestea se vor manifesta pe spații restrânse, în zonele montane, în regiunile nordice și cu totul izolat în cele centrale și estice. În prima parte a săptămânii, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, iar în cea de-a doua parte vor predomina ninsorile, în special în zonele montane și submontane. Pentru sudul țării, probabilitatea pentru ploi va fi scăzută. Vântul va sufla slab și moderat, iar intensificări ceva mai serioase vor avea loc pe crestele montane, în regiunile estice și local în cele sudice. Chiar dacă ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, militarii din Armata României se află la datorie constant pentru ca întreg teritoriul național să fie în siguranță. Fenomenul definitoriu pentru acest anotimp, ninsoarea, cea care îi dă farme Crăciunului, nu va fi prezent. Însă ne putem bucura de faptul că vremea frumoasă va asigura un impact operațional scăzut pentru toate misiunile planificate sau nu ale tuturor categoriilor de forțe. Marinarii vor avea parte de o vreme frumoasă, cu un cer variabil, temporar senin, iar marea va fi puțin agitată, adică va avea gradul 3, cu înălțimea valului semnificativ, cuprinsă între 0,5 și 1,25 metri. Aviația militară va avea parte de o vreme favorabilă zborului și nu sunt prognozate fenomene meteorologice care să pună în dificultate activitatea aeronautică în mare parte a teritoriului național. Așadar, piloții militari vor putea executa misiunile de poliție aeriană, de căutare, salvare sau evacuare medicală, fără probleme cauzate de vreme. Militarii din forțele terestre nu vor fi puși în dificultate de condițiile meteorologice, vremea fiind favorabilă executării oricărui tip de misiune. Vreme bună să aveți și un Crăciun liniștit! Doamnelor și domnilor, ediția specială Pro Patria, realizată chiar de aici, din sala de marmură de la Palatul Cercului Militar Național din Capitală, a ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați că pe noi ne găsiți și pe Facebook. Căutați Pro Patria MAPN. Ziarul Observatorul Militar poate fi accesat pe www.presamil.ro, iar în fiecare sâmbătă dimineață, de la 9:05 minute, la Radio România Actualități, este difuzată emisiunea Jurnal Militar. Vă doresc un Crăciun frumos și liniștit alături de cei dragi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова